Oamenii de știință de la Rice University au reușit să oprească cancerele în stadiu avansat prin utilizarea unor implanturi cu fabrici de medicamente. Noul tip de tratament durează doar câteva zile pentru a deveni eficient. Metoda a fost aplicată doar la șoareci și va mai dura puțin timp până când această metodă să fie aplicată și la oameni. I take care of patients who have malignant pleural mesothelioma. This is a very aggressive malignancy of the lining of the lungs. And it's very hard to treat completely by surgical resection. In other words, there is often residual disease that is left behind. Local immunotherapy, so in other words, local delivery of relatively high doses of immunotherapy to that pleural space is a very attractive way to treat this disease. Fabricile de medicamente sunt alcătuite din mărgele minuscule din alginat, concepute pentru a produce explozii continue de interleuchină 2. Acest compus natural activează celulele albe din sânge pentru a lupta împotriva tumorilor. So we don't waste any of the IL-2 on the way to getting to through the blood circulation to the tumor. We just put it in the same cavity.